Atmosfera stadionului te inspiră să dai eurogoluri? Ceva de vis. Cred că numai asta putea să mă revitalizeze, în primul ca jucător și ca om. Este senzațional ce se întâmplă la Ploiești. Cred că toată lumea ar trebui să ia exemplu acest oraș. Ce suporteri, ne plecăm în fața lor. N-avem cuvinte să le mulțumim.
N-ai cuvinte. În timpul meciului ne uitam unul la alții și ne venea să ne oprim, să aplaudăm. Este ceva incredibil. Cred că puțin jucători au trăit așa ceva și ne mândrim cu acest oraș și cu Petrolul. Suntem mândri că putem să facem parte din această familie. Cum te-ai simțit să joci pe Ilioan? M-am simțit foarte bine, o atmosferă fantastică aici. Știți și dumneavoastră, știe toată lumea. E arena lupilor. Susținătorii Petrolului sunt fantastici. Ce să vă zic? Se face pe la de găini. Extraordinar, ținând cont că debutez, dau și gol. Foarte frumos, atmosfera de nedescris. N-am cuvinte să descriu. Claudiu ți-a pus pe braț banderola de căpita. Probabil să-mi dea mai multă încredere, să mă încurajează foarte mult cei mai cu experiență. Cum te simți când ai banderola? Sincer, nici nu știam ce să fac, parcă era un vis, nici nu știam cum să reacționez. Un urmaș de nădejde, Peti Binițescu, am văzut că ai pus banderola. Da, l-am încurajat și la gol i-am țipat de 2-3 ori, de la poartă. Chiar mi-a spus, dacă nu țipai, nu dădeam gol. Da, are calitate foarte multă și îl susțin, sper că el să fie urmașul și al nostru, că ne bucurăm cu toți. Lasă-mă un pic, acolo.